Sunt Mădălina Beatrice Mihalache, reprezint biroul Parlamentului European din România. Bun venit! Aș vrea, evident, să urez în primul rând bun venit paneliștilor noștri, de asemenea tuturor participanților din sală și toți cei care ne urmăresc transmisiunea live pe canalele noastre de social media. Această dezbatere privind Repower EU, securitatea energetică a Uniunii Europene, energie sigură și durabilă la prețuri accesibile, este o dezbatere organizată de Biroul Parlamentului European în România. Mulțumesc pentru participare domnului Nicolae Ștefănuță, deputat european, grupul Renew Europe, membru al Comisiei pentru Buget și al Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară. Mulțumesc de asemenea invitațiilor biroului nostru la această dezbatere, domnul Dan Drăgan, secretar de stat, Ministerul Energiei, doamna Tatiana Svetlana Iosiper, reprezentant cu însărcinări speciale pentru energie și diplomație climatică, Ministerul Afacerilor Externe, domnul Zoltan Noghi Beghe, vicepreședinte, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei, ANRE, și domnul Răzvan Nicolescu, membru al Consiliului de Conducere a Institutului European pentru Inovare și Tehnologie. De asemenea, aș vrea să adresez mulțumiri doamnei Bianca Toma, director de programe la Centrul Român pentru Politici Europene, care a răspuns invitației noastre de a modera această dezbatere. Anul acesta marchează un pas major către o piață europeană independentă a energiei. Uniunea Europeană s-a angajat într-un efort fără precedent pentru a-și reduce dependența energetică de Rusia, în mod deosebit după invadarea de către Rusia a Ucrainei și pentru a-și asigura securitatea energetică. Contextul economic și geopolitic actual, pachetele multiple de sancțiuni și noile pachete legislative la nivelul Uniunii Europene, printre care și planul Repower EU, își propun să schimbe sectorul energetic al Uniunii Europene. Planul Repower EU stabilește obiective ambițioase pentru toate statele membre pentru a menține securitatea energetică și promovează în același timp tranziția către neutralitatea climatică până în anul 2050. Infrastructura diferită și contextul de mediu și financiar diferit din statele membre necesită, bineînțeles, o atenție specială. În acest context mai larg, Uniunea Europeană se confruntă cu provocări fără precedent. Dar coordonarea la nivel european are potențialul de a crește reziliența prin decuplarea de la sursele de energie rusești și pe termen lung de a crea sisteme energetice sigure, în conformitate cu planul, în conformitate cu obiectivele climatice ale Planului Verde European. Planul Repower EU, care este subiectul dezbaterii de astăzi, plan publicat de Comisia Europeană în mai anul curent, subliniază necesitatea de a reduce urgent dependența Uniunii Europene de combustibilii fosili ruși, în special de importurile de gaze naturale, dar și accelerarea tranziției verzi pentru a contracara criza climatică. Astfel, acest plan reprezintă răspunsul Uniunii Europene la provocarea dublă legată de criza climatică și cea a energiei și are trei piloni principali. Economisirea energiei, producerea de energie curată, diversificarea surselor de energie ale Uniunii Europene. Parlamentul European a convenit asupra includerii măsurilor Repower EU, așa numitele capitole Repower EU, în planurile naționale de redresare și reziliență, în data de 10 noiembrie, pentru a sprijini independența față de combustibilii fosili ruși și pentru a accelera tranziția verde. Potrivit textului adoptat, țările Uniunii Europene, care prezintă un plan modificat de redresare și reziliență după intrarea în vigoare a propunerii, vor trebui să includă măsuri de economisire a energiei, de producere a energiei curate și de diversificare a aprovizionării cu energie.
Parlamentul European a modificat propunerea inițială a Comisiei pentru a direcționa mai bine măsurile prevăzute în capitolele REPowerEU în vederea reducerii vulnerabilităților energetice în Uniunea Europeană. Ca de exemplu, măsurile incluse în capitolele REPower pentru a acorda prioritate investițiilor menite să combată sărăcia energetică pentru gospodăriile vulnerabile, pentru IMM-uri și micro-întreprinderi. Printre altele, Parlamentul cere Comisiei să identifice surse suplimentare pentru a completa finanțarea acțiunilor REPowerEU. Votul de la începutul lunii noiembrie constituie poziția Parlamentului European pentru discuțiile cu guvernele Uniunii Europene și o serie de negocieri interinstituționale având loc chiar astăzi. Vă propunem astfel o dezbatere pe marginea oportunităților și provocărilor REPowerEU, o discuție pe marginea transformărilor prin care trece sectorul energetic european. Vă mulțumesc și în continuare o voi ruga pe doamna Bianca Toma să preia moderarea acestei dezbateri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Mădălina Mihalache, dați-mi voie să vă salut, bun venit, să-i salutăm și pe cei care ne urmăresc online, să-i salutăm pe invitații noștri. Astăzi este o dezbatere foarte importantă, trilog, așa cum se spune la nivelul Uniunii Europene, chiar pe tema REPower, dar vom avea foarte probabil și câteva detalii de context în scurt timp. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc mult că sunteți astăzi alături de noi. O temă cu miză mare, cu miză pe termen scurt, cu miză pe termen lung. Da, e foarte important să înțelegem obiectivele, ambițiile și cât de realiste sunt. Așa că am să încep cu domnul Nicolae Ștefănuță, membru al Parlamentului European din partea RINIU și practic aceasta este și primul lucru care ne vine în minte. Avem mecanismul de redresare și reziliență, avem planurile PNRR-urile, ca să le numim așa, planurile naționale. Iată, se adaugă și acest REPower la nivel european cu câteva obiective extrem de importante, trei menționate deja de Mădălina Mihalache, dar pe lângă acestea este vorba și despre planuri strategice, infrastructură energetică, reducerea importurilor de gaze într-o proporție semnificativă până în 2027. Realist? Prea ambițios? Bună dimineața, în primul rând. Suntem la o conferință cu ștaif, dar e important să recunoaștem că românii suferă foarte mult în iarna asta și unde mai pui că la omul sărac nici boi nu trag și mai avem și o dimineață nefericită după o decizie supărătoare în privința Schengen. Este foarte important ca răspunsul Uniunii Europene să vină rapid pe criza energetică și de aceea a fost adoptat acest plan REPowerEU, care constituie peste 20 de miliarde de bani noi atrași. Ce înseamnă bani noi? Eu sunt omul cu bugetul în Uniunea Europeană, nu sunt cel mai priceput om din politica energetică, dar mă pricep la banii Uniunii Europene și la felul în care se alocă. Bani noi înseamnă că sunt bani noi atrași pentru scopurile Uniunii Europene, intrând în zona bugetară a Uniunii Europene, cu control european, cu contribuția statelor membre și e important că se supun regulilor europene, pe de o parte. Pe de altă parte, m-ați întrebat dacă reușim să facem toate lucrurile care stau în planul ăsta REPowerEU. Reușim să retehnologizăm, să investim în hidrogen și în alte tehnologii ale viitorului? Reușim să economisim? Este o întrebare pentru statul român, pentru că noi am avut o discuție, de exemplu, la Bruxelles cu domnul Marcel Boloș, în care zicea, noi avem de implementat bugetul Uniunii Europene, peste el mai avem de implementat PNRR și mai sunt și alte planuri și plănulețe, cum este REPowerEU și mai vor veni cu siguranță și altele. În același timp, capacitatea noastră administrativă este exact aceeași ca anul trecut sau acum 2 ani. Și mai trebuie să facem toate astea și până în 2026-2027. Deci este o mare întrebare, sincer, pentru statul român și o parte din răspunsul pe care încerc eu să-l dau este să
reușim prin asistență tehnică să suplinim ceea ce nu are cum să fie acasă, pentru că nu avem oamenii pricepuți în administrație care să se ocupe de 3 ori mai multă muncă, să o spunem pe românește. În același timp, este important că România primește acești 1,39 miliarde pentru investiții prin Repower EU, în eficiența energetică. Veți auzi de la ceilalți care se pricep mult mai bine la domeniul ăsta pe ce se vor duce banii, cum, de ce, etc. Ceea ce pot să vă spun ca mesaj și ceea ce am observat mereu în interacțiunile mele cu mediul din zona energiei este că mediul de afaceri nu gândește pe azi, mâine, ci gândește pe decenii. Și investițiile astea care se fac, se fac cu economia europeană a viitorului în minte. Deci nu se fac, sper eu cel puțin, cu ideea de cârpeală, să mai reușim să trecem o lună, să trecem două, ci se fac cu ideea de energii ale viitorului în minte. Pentru că infrastructura aceasta trebuie să ne rămână generații de acum încolo. Pe economisire, mie îmi place să văd și măsuri din astea punctuale. De exemplu, dacă aș fi fost primar la ora asta, eram ocupat toată toamna să renovez și să îmi reabilitez termic clădiri din localitatea mea. De ce? Pentru că sunt bani foarte mult pentru asta, pentru eficiența energetică a clădirilor. Valul Renovation Wave se numește de la nivel european și pe tot pachetul există 100 de miliarde pentru toată Uniunea Europeană. Și este foarte important să facem și măsurile astea noi și nu doar să așteptăm ca să existe o revoluție energetică la nivelul Uniunii Europene. Mi se pare foarte important și caracterul retroactiv. Acum o să punctez unele din punctele cerute de Parlamentul European. Am avut și 2 români la cârma acestui dosar, pe Dragoș Pâslaru și Siegfried Mureșan, ceea ce înseamnă că ajungem și noi românii să punctăm la nivel european politic destul de bine. Odată cu caracterul retroactiv al investițiilor din domeniul energetic, cu posibilitatea de a mai folosi bani din 2014-2020. Vă amintesc că banii nu s-au terminat din fostul exercițiu, ba bine, au rămas peste 10 miliarde neutilizate și asta e ultimul an, N plus 3, în care îi mai putem folosi. Și, dincolo de asta, mi se pare foarte important și acea prefinanțare de 20% și toate condițiile care asigură o suplețe a acordării și a implementării Repower EU în România. Dar acum, cumva, pentru mine, chestiunea filozofică importantă este puterea de implementare și de atragere a banilor într-un timp așa scurt în România și sper să decurgă și din discuții. Mai am un singur punct, am fost omul cu bani în ghilimele, m-am ocupat de bugetul Uniunii anul acesta. Și una din cele 3 mari priorități strategice ale miliardului de euro în plus pe care l-am obținut de la Uniune, de la Consiliu, a fost energia. Și acolo, pe fiecare linie de finanțare care are a face cu energia, de exemplu, toate liniile din Horizon care au a face cu investițiile în noi energii regenerabile, sau din programul LIFE, sau pe parcursul bugetului există foarte multe linii care au de a face cu energia, le-am crescut pe toate, inclusiv pe linia de întreprinderi mici și mijlocii, pentru că ajutorul pentru trecerea acestei ierni este important. Pe toate aceste linii am obținut, am impresia, în jur de 200 de milioane de euro în plus, care, ok, la marea schema lucrurilor, nu sunt sume impresionante, dar ajută și sunt convins că fac parte din pachetul mai mare energetic european. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Nicolae Ștefănuță. Iată că vom reuși astăzi să vedem și ce se întâmplă la Bruxelles exact pe acest punct. Este reuniunea Trilog pe Repower. Și Siegfried Mureșan, pentru că tot menționați, este raportor pe mecanismul de redresare și reziliență, la fel ca și Dragoș Pâslaru din partea Renew. Acesta este și motivul pentru care astăzi nu pot fi alături de noi, însă înainte de a intra în trilog, Siegfried Mureșan a trimis câteva mesaje și vă propun să îl ascultăm în continuare pentru a vedea unde sunt negocierile și care este miza concretă a acestui pachet, după care revenim la o perspectivă interesantă și completă, aș spune, națională.
Bună dimineața și felicitări pentru organizarea evenimentului de astăzi privind REPowerEU, un nou fond european ce va facilita investiții în domeniul energetic. Mulțumesc mult pentru invitația de a mă adresa astăzi dumneavoastră. Chiar în cursul acestui eveniment, în cursul acestei dimineți, noi, cei trei coraportori ai Parlamentului European, responsabili de această inițiativă legislativă, ne aflăm în negocieri finale cu Comisia Europeană și Consiliul Uniunii Europene, de aceea nu pot fi alături de dumneavoastră, dar țin să transmit acest mesaj, fiindcă fondul este extrem de important, va aduce sprijin financiar important pentru România, pentru întreprinderi din România și pentru consumatori și persoane fizice. Despre ce este vorba? Comisia Europeană propune crearea acestui nou fond, REPowerEU, ce va asigura în total 20 de miliarde de euro fonduri europene noi, suplimentare, ce vor fi alocate statelor europene. Care este scopul? Să reducem dependența de combustibil din Federația Rusă, să îmbunătățim eficiența energetică, căci cu cât suntem mai eficienți din punct de vedere energetic, cu atât avem nevoie de mai puțină energie pentru a ne atinge obiectivele și cu atât vom fi mai puțin dependenți de Federația Rusă, să facilităm tranziția spre energie verde, să ajutăm consumatori vulnerabili, să investim în infrastructură energetică, mai ales în interconectori, astfel încât să putem muta energia de acolo unde există, acolo unde este nevoie, să putem adapta rutele de transport, pentru a putea transporta gazul, sursele de energie de la eventuale terminale de gaz lichefiat la consumator final, rutele de transport se vor schimba de vreme ce importăm și consumăm mult mai puțin din Federația Rusă. Unde ne aflăm în cadrul acestor negocieri? Obiectivul este ca până la finalul acestui an să finalizăm negocierile între Parlament, Comisie și Consiliu, să ajungem la un acord, legislația să fie adoptată la începutul anului. Ce va urma după aceea? Fiecare stat membru va trebui să prezinte Comisiei Europene un plan pentru absorbția fondurilor din REPowerEU, exact așa cum am prezentat și Planul Național de Redresare și Reziliență. Fiecare stat are alocat o sumă specifică, României îi vor reveni 1,4 miliarde de euro din cele 20 de miliarde de euro, sunt fonduri nerambursabile. În plus, din Facilitatea Europeană de Redresare și Reziliență, unele state au accesat toate creditele ce le stau la dispoziție, altele nu. Din Facilitatea Europeană de Redresare și Reziliență, fiecărui stat îi reveneau fonduri nerambursabile și credite. Noi, România, am anunțat că dorim să accesăm toate fondurile nerambursabile și toate creditele ce ne stau la dispoziție. Alte state au anunțat intenția de a accesa toate fondurile nerambursabile, dar nu și toate creditele. Mai sunt credite disponibile. Legislația pe care o negociem va avea următoarea prevedere. Fiecare stat membru care încă nu și-a accesat creditele va trebui să notifice în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legislației privind REPowerEU, Comisia Europeană dacă va accesa creditele ce îi se cuvin. Dacă nu le va accesa, va pierde prioritatea în accesarea acestor credite, banii vor fi puși la dispoziția tuturor statelor membre și vor fi distribuite pe principiul primul venit, primul servit. În cuvinte simple, România poate avea acces la credite suplimentare din fondurile neaccesate din mecanismul european de redresare și reziliență pentru REPowerEU, trebuie să fim pregătiți cu astfel de proiecte. Pentru Parlamentul European va fi de asemenea importantă implicarea autorităților locale în acest nou fond, transparența, fiindcă vrem să ne asigurăm că proiectele corespund într-adevăr nevoilor economiei, nevoilor și de pe plan local. Ne aflăm în negocieri finale. Obiectivul este să finalizăm aceste negocieri până săptămâna viitoare, până la finalul sesiunii parlamentare, pentru ca fondul să poată intra în vigoare cât de curând, iar după prezentarea de către România a planului și aprobarea de către Comisie, el să se poată implementa. Avem de asemenea prevăzut o prefinanțare. Consiliul European propune 15%, Parlamentul European 20%, prefinanțarea va fi între 15% și 20%, sunt încrezători că vom reuși să ne impunem ca Parlament. Deci România va primi o prefinanțare de până la 20% la începutul anului următor, după care vom trece la implementarea acestui nou fond.
În rest, vom finaliza detaliile cursului acestor negocieri și vă vom sta cu plăcere la dispoziție pentru toate, cu toate detaliile, informându-vă cu privire la toate detaliile pe care le includem în această nouă inițiativă legislativă. Mult succes în cadrul evenimentului de astăzi, mulțumesc pentru invitație și pentru inițiativa de a discuta acest subiect astăzi. La revedere! Siegfried Mureșan, raportor al Parlamentului European pe mecanismul de redresare și reziliență și, bineînțeles, și pe acest pachet nou Repower. Ministerul Energiei va fi, fără îndoială, primul care va trebui să răspundă tuturor provocărilor politice, dar și administrative legate de implementarea acestui pachet. Domnul Dan Drăgan, secretar de stat din Ministerul Energiei, mulțumim foarte mult. Multe întrebări pentru dumneavoastră, dar să o luăm pe rând. Care sunt planurile la nivelul Ministerului Energiei pentru acest pachet, în continuare a ceea ce există deja în PNRR? Bună dimineața, vă mulțumesc de invitație. În primul rând, doresc să-i salut pe toți cei prezenți din partea societății civile și din partea companiilor, actorilor, care până la urmă au rolul principal în dezvoltarea și implementarea în viitor acestui plan. Totodată, mulțumesc de oportunitatea de a adresa mai multe gânduri și mai multe de a informa publicul larg despre activitățile care se desfășoară în cadrul Ministerului Energiei. Așa cum deja a fost punctat de antevorbitorii mei, acest plan RePowerEU este așteptat de toată lumea cu mult interes. Vine ca o continuare, o adăugire, un capitol suplimentar la Planul Național de Redresare și Reziliență, prin care în domeniul energiei au fost alocat o sumă de 1,6 miliarde de euro. Prin noua sumă de 1,4, propriu-zis, ajungem la aproape o dublare a volumului pe care Ministerul Energiei, împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, îl va aloca în piața locală, urmând pilonii pe care au fost definiți. În primul rând, reducerea dependenței de combustibili fosili din Rusia, în al doilea rând creșterea producției din surse regenerabile, creșterea eficienței și, desigur, dezvoltarea cadrului de interconectivitate și de reziliență a rețelei energetice, nu doar a celei de transport, dar și a celei de distribuție. Lucruri foarte esențiale pentru a putea acomoda noi capacități de producție din surse regenerabile. Avem provocări cărora le facem față. Până în acest moment le-am făcut față zi cu brio. Ne-am îndeplinit milestone-urile și target-urile care au fost definite în Planul Național de Redresare și Reziliență. Lucrăm, avem o echipă inimoasă, avem parte de asistență tehnică prin diverse mecanisme. Lucrăm foarte aproape cu celelalte autorități din România. După cum bine știți, pe partea de producție din surse regenerabile, de producție de hidrogen, de cogenerare de înaltă eficiență pentru termie urbană, deja suntem în analiza proiectelor. Am lansat apelurile pentru stocarea în baterii, urmează lanțurile integrate de producție pentru baterii și panouri fotovoltaice. Vom relansa apelul pentru eficiență energetică în industrie. Toate aceste apeluri sunt și scheme au fost elaborate în cadrul Ministerului Energiei. Urmează, așa cum a fost precizat aici, până în aprilie anul viitor, transmiterea la Comisie a direcțiilor de investiții pe care le vom urmări prin planul RePowerEU. Și cred că focusul principal va fi pe dezvoltarea capacităților noi de producție din surse regenerabile, coroborat cu dezvoltarea unei infrastructuri și creșterea eficienței utilizării resurselor pe care le avem la dispoziție. Merită totodată de menționat că pe termen foarte scurt și scurt, ceea ce se referă la reducerea dependenței de combustibili fosili din Federația Rusă,
Aceste planuri sunt dezvoltate la nivelul Comisiei împreună cu statele membre și avem discuțiile foarte aprofundate referitoare la nou mecanism de piață, la definirea unor praguri și unor mecanisme de achiziție în comun a resurselor de gaze pe care Uniunea Europeană este nevoită să le dezvolte. Pe termen mediu urmărim în același context reducerea dependenței prin folosirea resurselor indigene, resurselor care se află în Uniunea Europeană și implicit și în cazul României, mă refer la partea de producție a gazelor naturale. Aici avem un interes foarte, foarte puternic și prin măsurile pe care le-a luat Ministerul Energiei împreună cu companiile implicate în aceste proiecte, dorim să reducem această dependență și să devenim un pol de stabilitate și de securitate energetică în această zonă în perspectiva anului 2026-2027. Atât aș avea de spus pentru început. Pot să vă spun că, da, capacitatea administrativă trebuie dezvoltată, dar această dezvoltare și aceste lucruri și implementarea tuturor obiectivelor și țintelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și acelor care vor fi asumate prin mecanismul REPowerEU nu se poate face decât prin asumarea celor implicați, celor care efectiv lucrează. Și această asumare nu poate să vină decât printr-un dialog permanent și o susținere permanentă și implicare a mediului de afaceri. Pentru că, în final, noi dezvoltăm doar niște instrumente pe care le punem la dispoziția companiilor, a celor interesați, care trebuie să le aducă la îndeplinire. Și aceste instrumente trebuie să aibă un design și să fie foarte ușor aplicabile și accesate de beneficiari. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Câteva puncte extrem de importante. Ați menționat la final mediul de afaceri și rolul lui foarte important. Apreciem deopotrivă că este așa, motiv pentru care reprezentanța mediului de afaceri a asociațiilor patronale relevante, puternice din industrie și la nivel național au fost invitate și sunt prezente la acest eveniment, așa că ne așteptăm și la perspective din partea lor. Foarte important, lucrați și toate aceste instrumente, mecanisme și strategii ar urma să asigure României condițiile pentru a deveni un pol de securitate energetică regională 2026-2027. REPower este, și mă îndrept acum către Ministerul Afacerilor Externe, doamna Tatiana Iosifer, mulțumim foarte mult. REPower EU este despre asigurarea securității energetice la nivelul Uniunii Europene, fără îndoială instrumente pentru a face acest lucru și la noi acasă. Experții fac deosebirea între securitatea și independența energetică și, într-adevăr, sunt câteva perspective care merită clarificate la un moment dat. Rolul României este cu atât mai important și l-am văzut în aceste zile, în contextul războiului din Ucraina, cât de important a fost România pentru Republica Moldova. Astfel că, odată în plus, partea aceasta de infrastructură, de interconectare este esențială. Cum stau lucrurile din perspectivă diplomatică, ca să spun așa? Da, așa este. Mulțumesc încă o dată pentru invitație și salut copaneliștii și participanții. Într-adevăr, răspunsul pe care Uniunea Europeană l-a adoptat imediat după invadarea Ucrainei de către Rusia a fost o direcție strategică pe care Uniunea Europeană a luat-o de a reduce dependența de un partener energetic care folosea energia ca o armă. Avem foarte multe lucruri pe care trebuie să le facem și, așa cum a spus domnul secretar de stat, în primul rând trebuie să ne concentrăm pe creșterea producției interne domestice de energie. Asta este obiectivul pe care noi îl urmărim în permanență și, evident, asigurarea unui echilibru cu obiectivele de tranziție energetică. REPowerEU este un instrument foarte bun și noi trebuie să urmărim cei
că este în armonie cu cei trei vectori pe care îi avem în producția internă de energie. Gaz, regenerabile, gaz și energia nucleară. Evident, accentul foarte mult pus pe energia regenerabilă este foarte important, să știm că producția de energie regenerabilă este intermitentă și de aceea trebuie să și sunt prevăzute în Repower EU și alte forme de energie cu emisii scăzute de carbon sau fără carbon, cum ar fi energia hidro și nucleară. Aș vrea să aduc și o perspectivă mai mare. Într-adevăr, unul dintre obiectivele Repower EU este tranziția către surse verzi de energie. Invadarea Ucrainei de către Rusia a fost într-adevăr un punct de cotitură către tranziția energetică și evaluările sunt că va duce la o accelerare a tranziției și nu la o încetinire a acesteia, deși inițial foarte multe țări au trebuit să apeleze la alte surse fosile, cum ar fi cărbunele, ca să compenseze deficitul de energie de pe piață. Însă măsurile care au fost luate la nivel global de Statele Unite prin Inflation Reduction Act, de Uniunea Europeană prin Repower EU și Fit for 55, alte state au luat măsuri similare, Japonia, programul de transformare ecologică, Coreea de Sud are ca obiectiv creșterea ponderii energiei nucleare și a resurselor regenerabile, chiar și alte state care sunt responsabile de emisii mari de carbon, cum ar fi China și India, se uită tot mai mult și cresc procentul de energie regenerabilă pe care l-au mix. Deci, se pare că totuși efectul a fost benefic, ne îndreptăm către o tranziție verde accelerată și noi la nivel național trebuie să ne asigurăm că această tranziție are loc cu utilizarea la maximum a resurselor noastre interne de energie. Vă mulțumesc foarte mult! Repower este și despre măsuri pe termen scurt și despre măsuri pe termen lung, despre schimbări sistemice. Aș vrea să oferim și această perspectivă mai apropiată, orientată puțin spre consumator. Cumva, membrii Parlamentului European au explicat de-a lungul timpului ce este în Repower și pentru omul de rând, ca să spun așa. De asemenea, trebuie să vedem care sunt și provocările la nivelul autorităților naționale și mă bucur să-l avem pe Zoltan Noghi, ANRE, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei, alături de noi, și să-l întreb și pe domnia sa dacă măsurile pe termen scurt și cele pe termen lung pot ajuta și pot rezolva, să spun așa, treptat această sintagmă care cumva ne afectează pe toți, energie sigură, durabilă și la prețuri accesibile. Bună ziua și mulțumesc și eu pentru invitație. Cred că trebuie primite în ansamblu atât măsurile pe termen scurt, cât și pe cele pe termen mediu și lung, pentru că fiecare are rostul lui. Vedem că deocamdată mai toate țările din Uniunea Europeană au reușit să ia niște măsuri pe termen scurt care vizează în primul rând consumatorii, diversele categorii de consumatori, de la cel mai mic casnic până la cel mai mare consumator industrial, și sunt foarte puține state membre care nu au încercat să ajute consumatorii în această perioadă de puțin peste un an, de când criza a dat peste cap piața de energie din Europa și prețurile au explodat. Și aceste măsuri au un rol foarte, foarte important de a menține economia Europei în mișcare, în funcțiune, competitivă cât se poate, și să fie o trecere la etapa următoare, când măsurile pe termen mediu și lung încep să-și facă efectele. Cel puțin asta e teoria și asta e speranța că asta se va întâmpla.
ușor, ușor, măsurile care dau efecte pe termen mediu și lung ar trebui să apară. Și vorbim în primul rând de investiții. Investiții în noi capacități de producție, investiții în rețele, pentru că aceste noi capacități de producție fără investiții în rețele nu se pot realiza. Și ceea ce este de remarcat și este important de ținut minte, dacă pe partea de măsuri pe termen scurt, fiecare stat a fost un pic individualist și egoist, s-a gândit la propriile interese. Indiferent dacă vorbim de România sau Germania sau de orice alt stat, a avut în vedere să-și salveze sau să-și protejeze proprii consumatori. Aproape cu orice preț, aș spune. În schimb, măsurile pe termen mediu și lung, în privința măsurilor pe termen mediu și lung, nu cred că are vreo țară o soluție miraculoasă care să rezolve problema pe plan local, la el acasă. Pentru că toată piața europeană este deja un întreg care funcționează împreună. Piețele sunt conectate atât fizic cât și comercial. Și atunci degeaba are rezultate senzaționale România sau orice alt stat, dacă ceilalți rămân în urmă, rezultatele nu se vor vedea sau nu vor apărea cum ne așteptăm noi. De aceea este foarte, foarte importantă cooperarea regională sau la nivelul întregii Europe. Nu trebuie să ne gândim neapărat ca, nu știu, România să coopereze cu Spania, nici n-ar avea rost, sau cu Irlanda sau alte state. Dar regional măcar ar trebui să discutăm, să stăm de vorbă, să avem o viziune ce vrem să facem, unde vrem să ajungem. Și împreună cu siguranță vom găsi acele soluții care vor pune capăt acestei crize, pentru că nu e niciun mister în privința soluțiilor, știm care sunt soluțiile. Trebuie să investim, trebuie să atragem noile tehnologii pe care le știm deja, indiferent dacă vorbim de hidrogen sau de stocare în baterii. Soluțiile alternative, combustibilul alternativ la gaz, să vedem dacă îl găsim sau nu. Și toate aceste finanțări care sunt asigurate de la nivelul Uniunii Europene, probabil că asta și vizează, nu neapărat investiții locale care, nu știu, să mai finanțăm un parc fotovoltaic de 100 sau 200 de megawatts. Probabil că local are un efect, dar ar trebui să ne gândim și la niște investiții mai de amploare. Și mi-aș dori să văd, așa cum și nu scap nicio ocazie să felicit Ministerul Energiei pentru că a alocat din fondul de modernizare peste 1,4 miliarde de euro pentru investiții în rețele. În acest moment nu este o provocare să atragi investiții în noi capacități de producție. Prețul energiei atrage natural noi investiții. Sunt foarte mulți investitori care nu au răbdarea să stea după proceduri birocratice de a obține granturi. Trebuie să recunoaștem și în România și peste tot în Uniunea Europeană, obținerea de granturi este un proces birocratic care durează foarte mult, nu au timp mulți investitori, ei se pricep foarte bine să facă rost de bani și vin și investesc în noi capacități de producție fără niciun grant, dar ei au nevoie de rețele. Și noi trebuie să avem grijă ca acele rețele să se dezvolte. Să se dezvolte și din investițiile proprii ale operatorilor de rețea, transport, distribuție și așa mai departe, dar și din fonduri nerambursabile. Și revin la cooperare, pentru că potențialul regenerabil, pentru că asta este direcția, potențialul regenerabil al țărilor membre UE nu este identic. Și ca să, la nivelul Uniunii Europene, să putem să exploatăm acest potențial regenerabil la maxim, atunci trebuie să investim și în capacități de interconectare și să creștem capacitățile de interconectare ca energia de acolo unde potențialul este mai mare să poată să migreze în statele membre care au potențial mai mic. Mulțumesc foarte mult! 1,4 miliarde în rețele.
Mi se pare important și că o să revin la dumneavoastră să vă întreb și care e deficitul de finanțare pe această parte și de câți bani ar mai fi nevoie, pentru că, iată, aproape un pachet Repower, de un pachet Repower a fost nevoie pentru această infrastructură. Mulțumesc foarte mult, Răzvan Nicolescu, din multiple perspective aș putea să vă întreb lucruri despre acest pachet. Două chestiuni mi se par importante. Prima, cum completează acest Repower strategia Green Deal și Fit for 55? Unii ar spune un fel de accelerator al Green Deal, alții ar spune obiectivele nu sunt realiste, nu putem face ce ne-am propus chiar până în 2027, lucrurile nu se mișcă așa cum am vrea. Și bineînțeles, o perspectivă națională, dacă pe cele trei direcții pe care Repower și nu doar Repower și celelalte instrumente sunt angrenate, economisire, producție nouă și, bineînțeles, diversificarea surselor de gaz, România este pe direcțiile cele mai bune. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Îmi face o nespus de mare plăcere să particip la această discuție. Ce o să spun în continuare este nume propriu, nu numele Agenției Europene pentru care lucrez. Mi-aș dori la un moment dat să discutăm și despre ce face Agenția Europeană pentru România, pornind de la recenta implicare în probabil cel mai mare proiect industrial derulat în România după Revoluție, construirea unei fabrici de 8 gigawatts baterii în România, o investiție de aproape 1 miliard de euro și până la ce probabil o să vedeți în zilele următoare, decizia inițiativei noastre pe parte digitală de a deschide un birou la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Dar acum avem o temă. Și ca să vă răspund la întrebare și ținând cont de ce s-a întâmplat ieri și de faptul că sunt puțin trist, ne prefacem că facem. Este ca și cum am avea niște probleme grave de sănătate și ne spălăm pe dinți, sperând că vom rezolva problemele. Problemele noastre sunt mult mai grave. Iar ce s-a întâmplat ieri este extrem de grav. Și o spun, dacă vreți, în calitatea uneia care, din punct de vedere educațional, este un produs al Uniunii Europene. Deci, student Erasmus, studiat în Uniunea Europeană, lucrat mulți ani în sistemul european, vicepreședinte, președinte al Agenției Europene de Reglementare în Energie, diplomat în cadrul Consiliului, vorbeam și atunci, 2006-2007, scăderea dependenței de Rusia, problemă. Dar nu am văzut în acești ani, am îmbătrânit, am 2 copii, mai multe kilograme decât atunci, sunt mult mai urât, dar nu am văzut o mizerie mai mare decât cea care s-a întâmplat ieri la adresa Uniunii Europene. Deci doi politicieni au hotărât să iau o statice că Uniunea Europeană, să iau o statice valorile Uniunii Europene pe care le cunoaștem. Doi politicieni, cancelar și un ministru de interne, au hotărât că nu le mai pasă de nimic și că ei vor să facă așa pentru că așa vor ei. Nu le mai pasă de reguli, nu le mai pasă de valori, nu le mai pasă de tradiții, nu le mai pasă de cutume, nu le mai pasă de nimic. Pentru ce motiv? Nici ei nu știu pentru ce. Sau poate știu, dar nu spun. Că ies de Putin, că sunt alegerile lor, că sunt nebuni, nu știu. Dar ce știu este că Uniunea Europeană trebuie să-și dezvolte anticorpi pentru astfel de situații. Nu putem să lăsăm milioane de cetățeni să fie umiliți de doi bandiți politici. Și asta este terminologia care li se potrivește. Nu putem să lăsăm țări, nu putem să lăsăm valori să fie călcate în picioare. Uniunea Europeană trebuie să-și dezvolte anticorpi politici. Uniunea Europeană trebuie reformată din punct de vedere al modului în care se iau deciziile. Nu se poate ca doi, pentru că așa vor ei, să blocheze fără niciun motiv decizii. Nu se poate, pur și simplu. Nu putem să funcționăm așa. Iar lucrurile acestea
să știți că nu la aceeași dimensiune, dar ele au sau se văd puțin și în situația din energie. Haideți să ne uităm puțin la istorie. Declarația de la Mezina, da, acum 60 și ceva de ani. Vorbeam de interconectarea piețelor. Vedeam și acum, vorbim de interconectarea piețelor. Repet, era bunicul atunci de vârsta mea. Primul tratat pe tratat energetic, al doilea tratat, Euratom, tratat energetic. Încă vorbim să avem o politică energetică europeană comună. Păi de ce nu avem? Din cauza ipocriziei, din cauza minciunii, din cauza lipsei unor instrumente prin care deciziile se pot lua, prin care lucrurile se pot întâmpla. Vrem să scădem dependența de Rusia. Foarte bine. Repet, eram un tânăr diplomat, prima criză a gazului dintre Rusia și Ucraina 2007. De atunci ne propuneam. Au trecut 15 ani și tot ne propunem. Și ne propunem să facem ce? Să schimbăm dependența de pe Rusia și să o mutăm pe China. Deci în următorii ani este fundamental ca politica energetică să fie conectată cu o politică industrială. Ele trebuie să meargă mână în mână. Altfel nu vom face decât să mutăm o dependență dintr-o parte într-o altă parte. Bani avem. Și noi în România banii nu sunt o problemă. Deci la noi banii nu sunt o problemă. Sunt la Ministerul Energiei miliarde, sau în administrare, miliarde de euro. Problema noastră este capacitatea de a derula proiecte, capacitatea de a implementa proiecte, capacitatea de a ne atinge obiectivele. Repower, 1,4 miliarde de euro pentru România. Haideți să simplificăm lucrurile. Dați toți banii la grădinițe. Modernizați toate grădinițele din România din punct de vedere eficiență energetică. Simplu. Nu mai complicați lucrurile. Și rețele, și nu știu de care, și eficiență. Dați la grădinițe bani. Vă mai rămân bani după grădinițe? Dați la școli. Vă mai rămân bani după școli? Dați la licee. Vă mai rămân bani după licee? Dați la spitale. Și probabil i-ați terminat. Nu mai complicați lucrurile, simplificați lucrurile. Faceți lucruri care să se vadă și să fie simțite de către oameni. Altfel, trei obiective europene, trei obiective de politică energetică, securitatea aprovizionării, decarbonarea și prețurile. An de-a rândul nu ne-au preocupat decât unul. Decarbonarea. Le-am uitat pe cele două. Acum ne-am trezit că au venit crizele cu prețurile și ne gândim ce facem. Ne-am trezit acum că avem probleme cu securitatea aprovizionării, că a început Putin acest război fără sens în Ucraina. Dar noi știam de lucrurile astea. Și din nou ipocrizie. În 2014 eram în guvern. Eram la Bruxelles. Lansam interconectorul și coridorul vertical, interconectorul de gaz între Bulgaria și Rusia. Coridorul vertical care să diversifice sursele de aprovizionare cu gaz pentru centrul Europei. Trebuie să fie gata în 2 ani. A fost gata în 8. În 8. E gata. Deci lucrurile, repet, vreau să se întâmple altfel. Iarăși, pe parte de prețuri. Nu se poate. Avem o piață comună sau nu avem o piață comună? Dacă avem o piață comună, haideți să avem și o politică socială comună. Haideți să avem o definiție a consumatorilor vulnerabili agreată la nivel european. Haideți să creăm un fond european, că tot avem un membru al Parlamentului European implicat în discuțiile despre buget, să avem un fond european din care să ajutăm consumatorii vulnerabili existenți în toată Europa. Repet, foarte important, pe lângă bani care există, este să-i cheltuim cum trebuie, foarte important este să avem niște mecanisme care să ne ducă către o politică comună europeană în domeniul energetic și cel mai important lucru este ca Uniunea Europeană să-și dezvolte anticorpii de care are nevoie pentru a elimina și a nu se mai repeta vreodată situații de genul celei care s-a întâmplat ieri, în care doi lideri din aceeași țară hotărăsc pe motive neexplicate să umilească o întreagă Europa. Mulțumesc, Răzvan Niculescu, egoismul statelor membre. Mă întorc foarte scurt la Nicolae Ștefănuță pentru că e și o provocare legată de bani în egoismul statelor membre și vreau să vă întreb dacă la fel se manifestă acest egoism și pe buget și atunci când vine vorba de bani.
Și de asemenea aș mai adăuga doar foarte scurt această perspectivă a Repower. Sunt suficient de mulți bani. Calculele comisiei arată că, da, 220 de miliarde ar rezolva câteva chestiuni sistemice. Răzvan Niculescu a punctat, stăm pe un munte de bani, cel puțin în România, capacitate să existe, că bani sunt. Cum vedeți lucrurile din această perspectivă? După care vă invit, ca în măsura în care sunt întrebări și intervenții, să le faceți. Ceea ce a spus Răzvan Niculescu foarte frumos este o descriere a unei realități recente. Se întoarce epoca statelor membre, din păcate, și eu lupt cu tot ce am să opresc această tendință, dar este o tendință clară, care se vede în multe politici, nu numai în energie. Se preferă relația interguvernamentală. Degeaba noi încercăm cu pachetele astea, de exemplu Repower EU. Dacă Germania vine și zice, noi investim 200 de miliarde în criza energetică, totul pare ca un nimic pe lângă răspunsurile acestea naționale puternice. La fel și în domeniul pe care îl cunosc cel mai bine, în cel bugetar, am luptat foarte mult ca anul acesta să avem un rezultat bun bugetar, pentru ca răspunsul, ca imaginea Uniunii Europene să nu fie afectată. Pentru că dacă veneam cu un răspuns prost, cetățenii zic la următoarea criză, că în momentul ăsta cam fugim după crize de vreo mulți ani deja, vine o criză, acum 3 ani vorbeam de sănătate, toată lumea vorbea de sănătate. Acum aproape că nu mai vorbește nimeni de sănătate. Vorbim despre energie, e următoarea mare criză, unde... Dar de bine de rău, Uniunea Europeană a reușit mereu să trăiască din crize, să renască din crize. A fost mereu o pasăre Phoenix care cumva își revine după crize. Pentru că în politica de sănătate, de exemplu, nu aveam o politică comună. Nu aveam nici măcar un buget. În mijlocul pandemiei, noi nu aveam buget pentru sănătate. Și acum avem buget pentru sănătate. Avem niște instrumente. Avem niște politici. Sper să se întâmple același lucru și la energie, pentru că ceea ce a spus Răzvan, faptul că nu avem încă o politică comună energetică, este o mare, mare problemă europeană. Pentru că sunt multe răspunsuri naționale, pentru că nu suntem interconectați, pentru că fiecare își procură sursele de unde apucă. Acum, că a vorbit și de Schengen, mă gândeam la Croația, de exemplu. Croația a gândit mai strategic decât noi. Și Croația a fost pe lista ministrului de interne austriac acum 3 săptămâni, nu știu că vă amintiți. A început cu Croația, nu cu noi. Că va avea un veto în privința Croației. Ce s-a întâmplat între timp de acea țară nu mai este pe lista neagră? Păi a avut loc o vizită de stat organizată de primul ministru Plenković, o vizită la terminalul nou de gaz lichefiat construit în Croația, probabil niște acorduri. Deci politica se face prin negocieri, prin a da și a lua și dintr-o dată Croația nu a mai fost pe lista respectivă. Am rămas numai noi. Din păcate, diplomația noastră, am spus la conferința de presă dinainte, nu a avut timp să răspundă în timpul ăsta scurt în același mod. Și este regretabil. În privința Olandei s-au făcut pași mult mai deștepți, după mine. M-ați întrebat? Da, deci da, confirm. Egoismul statelor membre revine și revine cu un preț. Sper că... Și cum se poate opri egoismul? Se poate opri de la cetățeni. Știu că e ciudat să zic asta, îmi pare rău să zic, dar dacă se vor reforma tratatele Uniunii Europene, nu se va întâmpla decât la inițiativa guvernelor, pentru că trebuie o conferință interguvernamentală să renovezi tratatele statelor membre. Și cum se întâmplă asta? Numai dacă cetățenii cer guvernelor sau îi obligă politic. Altă modalitate nu există. Și regula unanimității este o prostie în multe domenii. Și o vedem pe pielea noastră cum este o prostie. Așa că ar trebui clar renovată și chiar văd mulți tineri în sală. Sper ca tinerii din sală să nu se uite doar așa pasiv cumva la tot ce se întâmplă, ci să zică faptul că ieri nu știu, un ministru al acestei țări nu a reușit să obțină Schengen, sper ca pentru voi să fie o sămânță în inimă că într-o zi vreți să fiți voi în locul acelui ministru și să faceți mai bine.
Dar pentru asta trebuie să vă implicați, politică, Uniunea Europeană, etc. Și iar pe Repower, dacă sunt suficienți, sincer, habar n-am dacă sunt suficienți, îmi pare rău să zic, nu îmi par suficienți pentru magnitudinea crizei, deși la o politică de acest gen, prin reglementare mai degrabă răspuns și nu neapărat aruncând și mai mulți bani din elicopter. Ceea care creează, mă rog, un efect inflaționist. Ceea ce este important este să ne aliniem noi politici economice a Uniunii Europene, pentru că acest pact verde european nu e o politică de mediu ecologic, e o politică economică de viitor. Faptul că state ca Germania au creat, de exemplu, pachetul în privința carburanților fosili în motoarele de mașini până în 2035. Asta pentru mine este o indicație foarte clară că există o înțelegere a economiei viitorului și atunci și noi trebuie să înțelegem că degeaba, ok, iarna asta este excepțională, trebuie să ne descurcăm cum putem, cu ce avem acum, dar pe termen lung trebuie să investim în energiile viitorului, toate care sunt și practic dacă banii ăștia din Repower nu sunt cheltuiți pentru așa ceva, mi se pare că sunt irosiți dacă nu pentru asta îi cheltuim, pentru că vă zic sincer, politica asta europeană a viitorului nu se schimbă. Război, nerăzboi, planul verde european va rămâne. Pentru că schimbări climatice, pentru că și odată anunțat, nu se mai întoarce, pentru că destabilizezi jucătorii din piață, adică ori le zici ceva că în 10 ani facem asta, păi nu mai schimbi peste 2 ani din nou, indiferent de crizele care apar. Deci e important să conștientizăm acest lucru. Mulțumesc foarte mult, Nicolae Ștefănuță. O să merg, o să iau prima întrebare de acolo și apoi merg către această parte. Bună ziua, George Manescu, la ziarul Bursa. A menționat domnul Zoltan Nochi că din fondul de modernizare s-au dat 1,4 miliarde de euro pentru dezvoltarea rețelelor de transport și distribuție. Ce facem cu restul de bani? Avem aproape 12 miliarde de euro care stau în fondul de modernizare de atâția ani de zile și nu s-a făcut aproape nimic. Și chiar și domnul Răzvan Nicolescu a menționat treaba aceasta el la o conferință de presă. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc de întrebare. Primul lucru pe care vreau să-l punctez este că nu stau. Fondul de modernizare are o perioadă de alocare până în 2030. Deci banii, nu există toți banii aceia fizic. Îi așteptăm, banii rezultă din vânzarea certificatelor de emisii pe care Banca Europeană de Investiții le face după un mecanism propriu și sunt alocați statelor după mecanismul care este în regulamentul 1001. Da, am alocat pentru rețelele de distribuție și pentru transport acești bani. Au fost semnate contractele de finanțare pentru Transelectrica aproximativ 430 de milioane de euro până în acest moment. Este apelul deschis pentru rețelele de distribuție. Sunt 1,1 miliarde de euro, schemă multianuală, deci o schemă care va dura pe toată această perioadă, în tot acest deceniu. Așteptăm primele proiecte, ea va fi suplimentată, este o schemă, să zic, deschisă permanent. Așteptăm primele proiecte. La această schemă de 1,1 vine o cofinanțare de 200 de milioane de euro de la operatorii de distribuție, de la cei 4 operatori de distribuție. Așteptăm investițiile, schemele, foarte important, schemele au fost definite împreună cu acești operatori, pentru a putea face aia facil accesul și pentru a putea să ne atingem țintele unei producții cât mai variate, cât mai disipate la nivelul întregii țări, pentru a reduce totodată și costurile de transport și consumul propriu tehnologic. Totodată am venit prin fondul pentru modernizare, după cum ne bine știți, finanțăm planul de restructurare a Olteniei, deci obiectivele noastre de decarbonare, și acolo sunt finanțați peste 730 de megawați în parcuri fotovoltaice și peste 1300 de megawați instalați în capacități pe ciclu combinat. De ce finanțăm și aceste capacități de ciclu combinat pe gaz?
în perspectiva anului 2026-2027, când vom avea și resursele necesare care vor veni din Marea Neagră, din exploatarea gazului din perimetrul Neptun Deep, pentru a putea avea cât mai multe surse și capacități de producție din sursele generabile conectate la rețea. Avem nevoie de flexibilitate și de capacități care să aducă echilibrarea acestor surse și totodată să ajute la acoperirea celor 8760 de ore pe care le avem într-un an, în care avem nevoie de o energie stabilă, sigură și permanentă. Ca să înțelegem exact, câți bani avem în acest moment în fondul de modernizare, în afară de cei 1,4 miliarde de euro? În fondul de modernizare în acest moment sunt aproximativ 2 miliarde de euro următoarea alocare. După cum bine știți, în fondul pentru modernizare au fost în dezbatere publică următoarele scheme de suport, una pentru prosumatori, împărțită în două, pentru prosumatorii autorități publice, unde finanțarea este de 100%, și intră toate autoritățile publice și organismele non-profit. Aceea schemă pentru prosumatori industriali, ceea ce este foarte important ca nimeni să nu rămână în urmă și venim către consumatori pentru a putea să-și acopere și să devină mai eficienți, mai rezilienți la schimbările actuale și totodată să menținem activitățile industriale în România. Și mai este o schemă pentru producătorii independenți din sursele generabile, alocate. Toate aceste trei scheme sunt alocate pentru toate tehnologiile, pentru că fotovoltaică avem în principal în anumite sezoane, energia eoliană în anumite sezoane, ne dorim și o energie hidro care să aducă stabilitate sistemului, avem și pe biomasă, avem și pe biogaz și inclusiv geotermal, urmărim dezvoltarea acestor surse. Toate cele trei scheme sunt de peste 1,5 miliarde de euro, coroborat cu ce avem în Planul Național de Redresare și Reziliență, dezvoltarea capacităților de cogenerare de înaltă eficiență pentru termie urbană, venim cu o schemă de 590 de milioane pe fondul pentru modernizare, pentru reabilitarea rețelelor de termie, pentru că degeaba facem capacități noi, care consumă la jumătate din volumul de gaz pe care îl consumă capacitățile din ziua de azi, dacă nu venim și acoperim și pierderile pe rețelele de termie și venim cu o schemă separată de 590 de milioane. Totodată așteptăm inclusiv dezvoltarea rețelelor de transport pe gaz și sperăm ca la următorul apel de proiecte să putem depune și din partea transportatorului național proiecte care să contribuie la îmbunătățirea rezilienței, la creșterea interconectivității cu statele membre. Toate aceste măsuri pe care le avem la Ministerul Energiei se vor concretiza în contracte. Sperăm ca în această săptămână, astăzi sau cel târziu săptămâna viitoare, să avem primele contracte semnate, urmând ca pe partea de colul de energie din surse regenerabile, cel de care a fost lansat, închis și care se află în analiză, să putem fi în măsură ca în cursul lunii ianuarie să semnăm contractele de finanțare. Ceea ce este foarte important și am făcut cu toate asociațiile reprezentative și asociațiile profesionale, se pot demara investițiile, chiar dacă contractul de finanțare, după depunerea aplicației, se pot demara investițiile, sub rezerva semnării contractului de finanțare. Deci cine a aplicat la aceste apeluri poate să-și înceapă realizarea acestor investiții în capacitate, urmând ca după semnarea contractului să vină și partea de finanțare. Deci sunt niște pași și o flexibilitate cum cred că nu a fost obișnuit mediul de afaceri din partea autorităților publice până în acest moment. Și aceste măsuri le-am luat împreună cu mediul de afaceri. Și același lucru îl dorim și în continuare. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule Nicolae Ștefănuță. Vă mai așteptăm. Domnia sa trebuie să se retragă. Mai sunt câteva întrebări aici. Și dacă mai văd pe cineva acolo în spate. Aici o să avem nevoie de un microfon. Liliana, mulțumesc. Bună ziua pentru domnul secretar de stat Dragan Anca Grădinaru, sunt de la Europa FM. Ați spus că până în aprilie depuneți planul pentru investiții, pentru Repower EU, dacă am înțeles bine.
Acesta este până în momentul în care, se discută în acest, este luat în calcul în acest, moment pentru ca țările membre ale Uniunii Europene să-și depună. Dar după cum știți, este încă în, Bun, întrebarea ar fi care este planul Ministerului Energiei, ce investiții vor fi prioritare, spre ce vă îndreptați. Aș mai avea de asemenea o întrebare, dacă ne-ați putea spune până când estimați că vom produce energie pe bază de cărbune în actualele contexte. Atât deocamdată. Și să ne vorbiți un pic despre capacitatea administrativă. Sunt din ce în ce mai mulți lideri, inclusiv politici, care spun că nu avem pur și simplu capacitatea să atragem bani administrativă. Da. Referitor la prima întrebare, ne ducem către banii care vor veni alocați către Ministerul Energiei din programul REPowerEU. Ați văzut, sunt mai multe axe care sunt urmărite, dar ceea ce va fi alocat Ministerul Energiei cu siguranță se va duce către producția din surse regenerabile. Asta este foarte important, pentru că celelalte pe care noi putem să le acoperim, le acoperim prin celelalte scheme și apeluri de proiecte care au fost desfășurate până în acest moment. Până când vom produce energie pe bază de cărbune? Conform legii care a fost adoptată de Parlament, noi o implementăm, o punem în aplicare și această producție pe bază de cărbune va dura până la finalul anului 2030, cu perspectiva ecologizării acelor site-uri până la finalul anului 2032. Există o lege, o lege a decarbonării sau decarbonizării, care a fost adoptată de Parlament și conform acestei legi noi ne vom desfășura activitatea și vom implementa măsurile necesare în această, direcție. Referitor la, cea de-a treia întrebare, capacitatea administrativă, am precizat și la început, pot să vă spun că avem colegi tineri care s-au alăturat echipe de la Ministerul Energiei, continuăm dezvoltarea echipei, este foarte important, am apelat la instrumente de asistență tehnică, avem o colaborare foarte bună și cu siguranță în perioada următoare echipa alocată tuturor acestor programe de la Ministerul Energiei se va dezvolta și va fi îmbunătățită. Dar iarăși foarte important, nu trebuie doar îmbunătățită numeric, este foarte importantă calitatea acelor oameni și disponibilitatea să-și asume conștient lucrurile pentru, pe care le dorim prin Planul Național Integrat de Strategie și Schimbări Climatice, prin implementarea Ordonanței 60 referitoare la Fondul de Modernizare, prin aprobarea și aplicația care a fost transmisă pe Planul Național de Redresare și Reziliență și care urmează pe Planul REPowerEU. Contează foarte mult deschiderea celor care lucrează în acest, domeniu. Și cred că până acum la Ministerul Energiei, prin sumele alocate într-o perioadă foarte scurtă de timp, țineți cont că ordonanța pe Fondul de Modernizare a fost adoptată în vara trecută, și de atunci deja sumele alocate pe diverse programe sunt foarte, foarte mari comparativ cu ceea ce s-a alocat în, să zic, în ultimii 20 de ani către sectorul energetic. Mulțumesc. Mai era o întrebare în spate. Vă rog. Bună ziua, Dalia din partea FDN. Eu aș vrea să ridic două puncte. Să vin mai încolo și să-mi facă microfonie. Ambele ar fi legate de taxe. Primul ar fi adresat, cred că, Ministerul Energiei, și anume de această renumită taxă pe soare. Cred că suntem cu toții de acord că planul este să avem cât mai multe surse regenerabile care să înlocuiască sursele fosile. Dacă suntem de acord cu chestia asta, cred că suntem de acord că ar trebui să promovăm resursele regenerabile. Și atunci, în acest sens, de ce am introduce o taxă pe soare? O să spuneți, nu vrem să introducem o taxă pe soare și ce a fost publicat în Monitor Oficial este doar
posibilitatea de a introduce o taxă pe soare. De ce am vrea să lăsăm posibilitatea de a introduce o taxă pe soare care să scadă motivarea și numărul de prosumatori care ar dori să devină? Și atunci, întrebarea este dacă abrogați această, cum se cheamă, inițiativă și dacă nu abrogați, de ce nu? Al doilea lucru ar fi legat de prețul carbonului. Dacă vorbim de taxe și dacă vorbim de viitorul, să zicem, sigur al energiei și promovarea resurselor regenerabile, este foarte clar că prețul carbonului are un impact foarte mare. Și anume, nu o spun eu chestia asta, că nu sunt eu vreun expert, ci o spun oameni mai inteligenți ca mine, spre exemplu cei de la MIT. Ei au făcut un simulator foarte bun, se numește En-ROADS și vă invit să intrați pe internet și să-l căutați. Este un simulator prin care voi vă puteți juca cu diverse măsuri și practic ei arată că în simulatorul lor, până în 2100, dacă continuăm la fel, business as usual, creșterea temperaturii o să fie cu 3,6 grade, ceea ce cu toții știm că asta ar fi catastrofal. Ei bine, măsura care ar avea cel mai mare impact, arătat de simulatorul lor, este prețul carbonului. El, de sine stătător, ar putea să scadă, conform simulatorului lor, cu un grad această creștere. Al doilea, sau este de departe cea mai mare măsură, următoarele ar fi de electrificare a sectorului de clădiri și de transport și de introducere metode tehnologice sau naturale de captare a carbonului din cum se cheamă, mediu și scăderea emisiilor. Mulțumim. În acest sens, aș vrea să știu dacă sunt inițiative în direcția asta de a crește prețul carbonului. Mulțumesc. Taxa pe soare și apoi mergem la decarbonare și prețul. Mulțumesc. Avem un nou motto, taxa pe soare. Da. Cred că conferința de presă care a fost organizată luni la Ministerul Energiei și prin care domnul ministru Popescu a dat explicațiile foarte pertinente referitor la această ordonanță. Aș vrea să fac o legătură cu ce a spus domnul Niculescu mai devreme. Suntem într-o echipă, nu? La nivelul Uniunii Europene. Deci, dacă directivele sunt adoptate la nivelul Uniunii Europene, fiecare stat și-a asumat faptul că trebuie să le implementeze, fiind în acest club, nu? Deci este o directivă, implementarea unei directive europene. Cu siguranță și m-aș fi așteptat ca... Sunt două paragrafe înainte de acela prin care statele pot, în eventualitatea unor studii foarte bine documentate, pot introduce anumite taxe dacă vor considera că ele vor fi benefice pentru siguranța, stabilitatea sistemului. Sunt două paragrafe înainte, două puncte. Unul se referă la faptul că dacă un operator de distribuție în termen de 30 de zile nu răspunde cererii unui prosumator, se consideră că cererea a fost adoptată. Și un alt paragraf în care în 6 luni de zile autoritatea de reglementare națională va trebui să elaboreze legislația secundară prin care să se simplifice posibilitatea prosumatorilor de a se racorda la rețea. Sunt, cred că, peste 100 de pagini, 110 pagini, dacă mi-amintesc bine aminte, în această directivă RED 2 și ea a fost elaborată la nivelul Uniunii Europene tocmai pentru a simplifica și pentru a aduce mai multă stabilitate, predictibilitate și totodată a dezvolta investițiile în surse regenerabile. Da, ne dorim surse regenerabile. Cred că prin toate măsurile pe care Ministerul le-a elaborat în ultima perioadă, în ultimii 2 ani de zile, mă refer aici la legea decarbonării, mă refer la dezvoltarea capacităților prin noi scheme pe care au fost lansate, la implementarea directivei regulamentului 943, implementarea directivei 944, la implementarea directivei RED 2, la care ați făcut dumneavoastră referire. Toate aceste măsuri au condus la creșterea capacităților instalate și
cred în acest moment că ceea ce s-a produs în cursul acestui an, creșterea foarte puternică a numărului de prosumatori, a capacității instalate la prosumatori de peste 250 de megawați în acest moment, dar cred că domnul Noghi vă poate da mai multe detalii de la autoritate referitor la acest aspect. Toate aceste măsuri ne conduc în această direcție și strategia, măsurile elaborate, apelurile derulate, ghidurile care au fost puse în transparență și vor fi lansate în perioada imediat următoare, toate conduc către creșterea producției din surse regenerabile. Și acest lucru se va face simțit în perioada următoare. Așteptăm ca capacități semnificative care nu au așteptat scheme de suport la nivelul autorităților să fie puse în funcțiune în primăvara anului următor. Așteptăm capacități de câteva sute de megawatt numai în fotovoltaic pentru a fi conectate la rețea. Și toate aceste capacități cu siguranță își vor aduce aportul către o energie mai sustenabilă pentru toți consumatorii, indiferent că sunt casnici sau industriali. Mulțumesc! Mulțumesc că o să merg la domnul Noc și cu o precizare pe prosumator și această parte, acest aspect. Răzvan, dacă sunt chestiuni de adăugat pe prețul carbonului, te rog. Eu aș vrea să zic și pe prosumator ceva, da. Dar să zic în primul rând. Să încep cu prosumatorii sau carbon? Prosumatorii, ca să continuăm. Transpunerile de directive nu se fac nici de miniștri, nici de secretari de stat. Asta ca să ne fie clar. Se fac de oameni din minister. Directiva respectivă a fost adoptată în 2018. Ea ar fi trebuit transpusă 2020, probabil începutul 2021. Acum, se mai întâmplă greșeli. Și numai cine nu face nimic, nu face greșeli. Dacă faci ceva, se poate întâmpla să greșești. Este corect, atunci când greșești, să spui, am greșit, voi rectifica lucrurile și să mergem mai departe. Deci, cea mai mare greșeală pe care o putem face este să continuăm cu greșeala. Deci, repet, unu, nu era nicio urgență. Doi, cum am așteptat 2 ani peste termen, puteam să mai așteptăm o lună de zile să facem o consultare. Pentru că dacă făceam o consultare și doamna sau domnișoara din public ar fi avut posibilitatea să-i spună punctul de vedere, eu cred că transpunerea aceasta nu s-ar fi făcut așa. Pentru că o directivă nu înseamnă un copy-paste luat din ce aprobă Parlamentul și Consiliul și tradus și făcut într-o lege. O directivă înseamnă și că poți să nu faci nimic în cazul de față. Pentru că, de fapt, acel articol din directivă ce face? Legiuitorul european, Parlamentul și Consiliul au vrut să spună următorul lucru. N-aveți voie să taxați prosumatorii decât în aceste trei situații. El n-a spus taxații. El a spus nu aveți voie să taxați. Aveți grijă să nu taxați, că este contrar legislației noastre. Dar puteți să taxați în aceste trei situații, dacă vreți. Dacă nu introduceam articolul, acela însemna că nu, era o declarație că nu vrem. Da. Asta nu însemna că ulterior, 7, 9, 15 ani, poate ajungea la concluzia că 8% e prea mult și poate introduceam și noi o taxă pentru una dintre cele trei categorii, pentru două sau pentru trei. Sunt de acord cu colega din sală, afectăm în momentul de față, speriem, cel mai dinamic sector din energie. Sectorul care a investit 200 și ceva de milioane de euro, 200 și ceva de megawați putere instalată în ultimul an, avem nevoie de unități descentralizate. Acesta este viitorul, inclusiv din punct de vedere securitate energetică. Vedeți ce se întâmplă în Ucraina cu unitățile mari. Cade una, cad zone întregi. La descentralizat e mult mai greu să afectezi zone întregi dacă ai o problemă. Deci părerea mea și sfatul meu pentru colegii este haideți să mergem mai departe, există posibilitatea în Parlament să clarificăm lucrurile și nu este sfârșitul lumii. Greșeli sunt și vor mai fi. Legat de emisii și de CO2. Aveți dreptate cu prețul carbonului. În același timp, ce trebuie să știți este că suntem în țara care are cel mai mic procent de emisii de CO2 per capita din Uniunea Europeană. Să fim conștienți de lucrul acesta. Nu spun că suntem perfecți
Nu spunem că este, nu spun că acest lucru este rezultatul unei politici consecvente făcută de noi sau implementată an de an, dar este o realitate. Cum este o realitate că avem suntem cei mai eficienți energetic per capita din UE? Realitate. Cum este o realitate că suntem în locul 5 mondial, în primii 5 mondial la decuplarea creșterii economice de evoluția emisiilor? O altă realitate. Deci să fim conștienți de lucrurile acestea. Dacă mă întrebați care e problema unde trebuie lucrat, și sincer vă spun, n-are nicio legătură cu votul de ieri, dar votul de ieri de la Bruxelles, avem o problemă cu emisiile de metan. Nu știm câte sunt și nu le taxăm. Iar metanul este mult mai păcătos decât CO2, pentru că efectele sunt mult, mult mai mari. Deci, e importantă discuția, aveți dreptate, știu softul respectiv de modelare, e îngrijorător, planeta trebuie să fie obiectivul numărul 1. Din păcate, vedeți, la graniță avem tot felul de nebuni care au început războaie, e complicat, doamna ambasador, când a fost la... Eu nici n-am mai venit la Sharm el-Sheikh. Pentru că simțeam atmosfera, ce unitate globală și ce obiective globale când ăla începe un război fără niciun fel de motiv și omoară oameni vinovați în fiecare zi. Și atunci problema numărul unu, care e problema planetei, de fapt nu mai devine problema numărul unu. Deci trebuie să vă încurajez, mențineți această presiune, mențineți ideile, este important. Și sper că la un moment dat liderii internaționali vor conștientiza care de fapt sunt problemele adevărate. Mulțumesc foarte mult, Răzvan Niculescu. Am să merg cu o întrebare către fiecare, punctuală din ceea ce a rezultat din discuția de până acum. Zoltan Noghi, prosumatorii, cea mai dinamică zonă, și spunea domnul Drăgan de o creștere puternică a energiei introdusă în sistem de aceștia. Cum stau lucrurile? Cum sunt tendințele din acest punct de vedere? Pentru că e important să vedem care sunt semnalele din piața, să spun așa, din piața privată, și unde vedeți lucrurile din această perspectivă. După care aș merge la domnul Drăgan, unde aș mai puncta câteva lucruri pe eficiența energetică, unde suntem cu capacitățile acolo, pentru că, de asemenea, mi se pare important, e important și ce fac orașele pentru partea aceasta de economisire, ca să spun așa. Aveam o confirmare din partea Ministerului Dezvoltării, nu știu dacă domnul director mai este în sală, dar dacă nu, e important să vedem ce se întâmplă pe partea aceasta, apoi pe interconectare și colaborarea regională. Domnul Nog, prosumator, în avânt puternic, temperat, optimist. Da, anul acesta s-au pus în funcțiune peste 10.000 de noi instalații ale prosumatorilor, casnici, non-casnici. Puterea totală instalată a acestor instalații, care, mă rog, suntem undeva la 24-25.000 în total. Anul 2021 am închis puțin peste 10.000. Deci capacitatea totală instalată se apropie de 300 de megawați. Deci nu este puțin deloc, având în vedere că în capacități greenfield solare avem undeva la 1500 de megawați deocamdată. Cu precizarea că și această categorie de noi capacități de producție solar greenfield vine tare din urmă și sunt foarte multe proiecte pe țeavă deja. Sunt ATR-uri emise pentru sute mii de megawați deja la Transelectrica, la distribuții și în continuare există un mare interes și la nivelul prosumatorilor. Cu siguranță, dacă și AFM-ul va reuși să accelereze procesul de verificare a dosarelor depuse, va ajuta și acest lucru la apariția de noi capacități. Potențialul este unul mult mai mare. Deci chiar dacă ni se pare că am dublat anul acesta numărul de prosumatori și chiar și puterea instalată, cred că în continuare suntem departe de capacitatea reală a acestui domeniu. Și vă dau doar câteva cifre din Ungaria, un vecin care a luat o decizie drastică în octombrie.
Ungaria a decis ca începând cu 1 noiembrie să nu mai permită racordarea acestor prosumatori la rețelele publice. N-aș intra în detalii de ce, probabil că sunt mai multe motive. Unul dintre ele este afectarea rețelei, rețelelor de distribuție. Din momentul în care au anunțat această măsură, care a fost undeva pe 20 octombrie, ei au spus că în continuare acceptăm solicitări până la 1 noiembrie, toate solicitările care se depun înainte de 1 noiembrie vor fi racordate, vor fi aprobate și racordate. În 20 de zile s-au depus 20.000 de solicitări. Ceea ce a fost un șoc și pentru ei, a fost un val imens de solicitori, în condițiile în care până atunci, deci până luna octombrie, în Ungaria s-a pus în funcțiune lunar 10.000 de instalații. Deci vorbim de Ungaria, o țară jumătate cât România, ca și populație. Ei făceau 10.000 de noi instalații lunar și noi suntem mulțumiți că am făcut 10.000 într-un an. Cred că nu suntem departe de potențialul Ungariei și vom putea, dacă ne străduim, să punem mult mai multe în funcțiune. Eu m-aș risca ca anul 2023 chiar să ne aducă o cifră cu un număr de consumatori cu 6 cifre, peste 100.000. Nu este imposibil, absolut deloc. Dar mai este o problemă despre care trebuie să vorbim. Astea sunt rețelele. Pentru că aceste capacități trebuie integrate în rețea. Este o responsabilitate pentru operatorii de rețea, pentru distribuitori, care în această perioadă sunt într-o situație financiară precară. Costurile lor cu achiziția energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic și pierderilor tehnologice au crescut odată cu creșterea prețului energiei și se luptă de pe o zi pe alta să achiziționeze energia, chiar unii să plătească salariile, am ajuns în această situație și așteptările din partea oricărui autoritate ca ei să facă față acestui val de solicitări de racordare, după care lucrările de racordare poate ar trebui temperate. Asta odată. După aceea, rețelele acestea au fost proiectate ca energia electrică să se ducă către consumatori. Există o anumită limită până când energia poate să vină și invers și se poate integra, se poate gestiona, nu e nicio problemă. Trebuie să ne gândim, în schimb, la situația în care se produce prea multă energie la nivelul prosumatorilor. Și aici responsabilitatea este deja în curtea acestor prosumatori. Până când dimensionarea acestor instalații este una corectă, nu cred că se întâmplă mare lucru și nu cred că vor produce probleme. Sau dacă vor fi probleme, vor fi eventual pe perioade scurte. Responsabilitatea viitorilor prosumatori este să dimensioneze aceste instalații strict la consumul lor. Adică cât pot să absorbe. Să nu fie o țintă, să nu fie o afacere pentru ei. Însăși definiția prosumatorului spune că este persoana fizică și juridică a cărei activitate principală nu este producerea de energie electrică. Are o altă activitate principală. Nu asta trebuie să fie scopul principal, să mă îmbogățesc, să-mi recuperez investiția. Scopul principal trebuie să fie să reduc factura de energie electrică. Și dacă acest principiu este ținut în minte de toată lumea de acum încolo, e puțin probabil să ajungem în situația Ungariei. Mulțumesc. Bun, eficiența energetică și apoi mergem din nou la planul interconectării regionale mai curând. Ce facem pe partea aceasta? Da, aș dori înainte să fac două precizări referitoare la prosumatori, inclusiv primul apel de proiecte. Din 100 de puncte, 15 puncte au fost alocate dedicat din 100 de puncte celor care aveau și consum
la capacități. Deci, foarte important. Nu trebuie să uităm programul Electric Cap, care a fost definit și au fost semnate contractele, se află în plasa de implementare prin care am dorit dezvoltarea prosumatorilor. Nu trebuie să uităm la directiva la implementarea directivei 944 din decembrie anul trecut, în care am introdus compensarea cantitativă și compensarea financiară până la 0,4 MW instalați. Nu trebuie să uităm apelurile de proiecte care vor fi lansate, schemele care au fost în dezbatere publică, prin care alocăm peste 1 miliard de euro dedicat pentru prosumatori. Deci toată activitatea care a fost desfășurată la Ministerul Energiei a fost pentru dezvoltarea acestui segment și, așa cum a precizat și domnul vicepreședinte, este foarte important ca aceasta să nu se transforme în o activitate economică. Deci au fost puse condiții, au fost introduse condiții și în aceste apeluri prin care dorim ca această activitate exact să-și producă efectele pentru care măsura a fost dezvoltată. Referitor la partea de eficiență energetică, noi ne alocăm către industrie și aici pot să vă spun că a fost un apel de proiecte lansat de Ministerul Energiei, urmează încă un apel de proiecte, în săptămâna viitoare sperăm să putem să-l lansăm din nou, prin care ne dorim reducerea intensității energetice pe unitatea de produs finit la consumatorii industriali. Și acest lucru va conduce cu siguranță la o mai bună folosire a resurselor disponibile și la eliberarea unor resurse către piață. Aceste măsuri pe care Ministerul Energiei prin Direcția de Eficiență Energetică le elaborează vor urma în perioada imediat următoare inclusiv o dezvoltare a cadrului legislativ în acest domeniu, iar partea de renovare a clădirilor, partea de consumatori casnici vor avea tot suportul nostru pentru dezvoltare, împreună, desigur, cu colegii de la Ministerul Dezvoltării, care aplică aceste programe. Ceea ce este important pentru a reduce emisiile, pentru a folosi mai judicios, de exemplu, gazele naturale, autoritățile locale au posibilitatea să aplice, au aplicat deja, v-am spus că suntem în analiză, sperăm ca săptămâna viitoare pentru partea de cogenerare de înaltă eficiență pentru termie urbană să semnăm primele contracte de finanțare. Sunt capacități semnificative care vor contribui la creșterea gradului de reziliență a acestor unități administrativ-teritoriale. Totodată, așa cum am precizat mai devreme, va fi apelul de proiecte dedicat pentru unitățile administrativ-teritoriale, pentru producția de energie din surse regenerabile, pentru a acoperi consumul diverselor unități pe care le au în subordine și acolo finanțarea va merge până 100%. Și sunt acoperite toate tehnologiile, de la solar, eolian, geotermal, biomasă, biogaz, inclusiv piroliza deșeurilor. Toate aceste măsuri și vor contribui la reziliența, la creșterea capacității administrative, la reducerea facturilor pe care unitățile administrative trebuie să le plătească și cu siguranță vor fi un pas semnificativ înainte în acest sector. Mulțumesc mult, dacă aveți doar un ordin de mărime pentru termie urbană, cam... Deci sunt 300 de milioane de euro alocați, au fost alocați pe... Supracontractarea este de 30%, deci sunt aproape 390 de milioane. Vă pot spune, lucrurile sunt și transparent publicate pe site-ul Ministerului Energiei, pentru cei interesați. Sunt în analiză în acest moment 10 aplicanți. Procesul a fost primul venit, primul servit. Orașe mari? Orașe mari, vă pot spune orașe mari, le puteți vedea acolo, este Aradul, Râmnicu-Vâlcea, Constanța, sunt orașe semnificative. Așteptăm și municipiul București să vină în perioada imediat următoare. Ne uităm la noile tehnologii pentru finanțare, partea de geotermar folosită pentru termie și inclusiv pompele de căldură la capacitate mare, pentru a putea fi folosite în cadrul sistemelor centralizate de termie urbană.
Aș putea spune că e chiar o știre. Da, da, interesantă această perspectivă. Mulțumesc foarte mult. Mă duc, mergem spre, și s-a punctat în discuție cât de important e să ne uităm la ce fac bun unele state membre, dincolo de egoism, protecționism. Vreau să vă întreb, doamna Iosiper, cum vedeți și cum se întâmplă dialogul regional, mai ales că România își dorește să joace acest rol și reușește. L-am ascultat de câteva ori pe Răzvan Niculescu spunând că reușește să joace acest rol regional. Alții sunt puțin mai pesimiști din perspectiva aceasta. Ce se întâmplă în acest dialog? Aș vrea să subliniez un pic importanța interconectărilor și aici vine și dialogul regional și nu numai. România are o infrastructură, m-aș referi și la infrastructura de gaze și la infrastructura de transport de energie. BRUA, ați menționat-o, putea fi operaționalizată mai repede, dar iar este operațională BRUA faza 1 și după darea în funcțiune a interconectorului Grecia-Bulgaria, BRUA poate fi folosită pentru transportul gazelor din coridorul sudic de gaze și alte surse LNG care vin în regiune. Apoi conducta Iași-Ungheni, prin care putem acorda sprijin Republicii Moldova când este necesar și, bineînțeles, T1, conducta transbalcanică, care este și aceasta folosită. Toată această infrastructură contribuie la creșterea securității energetice, pentru că știm că securitatea energetică ține și de diversificarea surselor, dar și de diversificarea rutelor de energie. Dialogul regional, știți că la nivelul Uniunii Europene se discută despre o platformă comună de achiziție de gaze, vor fi platforme regionale, deja pentru regiunea noastră a avut loc un dialog, cred că luna mai, la Sofia, acesta va continua și sperăm că aceste platforme vor putea fi operaționalizate anul viitor, în așa fel încât să le putem folosi pentru obiectivul de umplere a depozitelor pentru iarna următoare. M-aș referi și la interconectările de energie. România a avut un rol foarte important în conectarea la ENTSO-E a Ucrainei și Republicii Moldova. A fost un efort foarte mare pe care l-a făcut Transelectrica și care este foarte apreciat la nivel european. Și în perspectivă mai vorbim și despre conectarea țărilor din Caucazul de Sus, Azerbaijan și Georgia, printr-un cablu submarin de energie verde care va fi produsă în zona Mării Caspice către România, Ungaria și apoi în Europa. Mulțumesc foarte mult, Răzvan Niculescu, pentru că în alte contexte am auzit câteva lucruri în care punctați acest rol pe care România poate să-l joace regional. Sunt în repower instrumente care ne-ar putea face mai puternici pe această parte, în poza mare a securității energetice a Uniunii Europene, cărți pe care le putem juca? Să știți că nu există o țară mai corectă ca România în raport cu Uniunea Europeană pe partea de energie. Nu există. Spunea doamna ambasador de această investiție în BRUA. Păi investiția în BRUA s-a făcut ca să ajutăm la diversificarea surselor de aprovizionare pentru Europa. Cost? 375 de milioane de euro. Dacă se umple, plătesc cei care tranzitează. Dacă nu se umple, plătim noi. Ce primim la schimb? Coloane de tiruri în vamă la Nădlac. Da? De la prietenii care beneficiază de acest efort făcut de noi. E adevărat, a venit și Comisia cu 175 de milioane la proiect. A fost și un sprijin european, dar 375 de milioane sunt la noi. Avem acum conducta atus la Podișor. O mai facem? Nu mai facem? Pentru ce o facem, dacă o facem? Haideți să avem o dezbatere, sincer. Poate faceți dumneavoastră organizație. Să știm de ce o facem. Sau de ce nu o facem. Sau să știe ei de ce nu o facem. Cred că ar fi bine de punctat un pic miza acestei... Miza acestei conducte este creșterea fluxurilor de gaz și surse noi de gaz pentru centrul Europei. Mm-hmm.
Cine o plătește? De ce o plătește? Că noi pierdem vreo 200 de milioane de euro pe lună pentru că n-am intrat în Schengen. Hai să discutăm sincer, fără ipocrizie. Da? Vorbeați, sau nu știu cine spunea, de mersul în Croația, da, și semnarea. Păi noi am făcut lucrurile astea. Dar le-am făcut cu bun simț. Le-am făcut cu solidaritate. Le-am făcut cu onestitate. Poate că am fost puțin naivi. Dar putem să și învățăm din greșeli. Mulțumesc că mai avem 10 minute pentru întrebări, pentru puncte de vedere, pentru chestiuni care apreciați că merită adăugate în această dezbatere. Merg în spate la o întrebare și apoi vin aici. Mulțumesc mult! Bună ziua! Ioana Morova, mă numesc de la G4 Media. Am o întrebare pentru domnul secretar de stat de la Ministerul Energiei. Detalii legate de proiectele care vor fi depuse de România, dacă sunt incluse și cele din zona de hidroenergie, și dacă aveți un comentariu privind ce a apărut în această săptămână, și anume că aceste proiecte nu ar trebui să fie chiar în Repower EU. De fapt, întrebarea e dacă intenționați să depuneți proiecte de hidroenergie și acestea sau numai acestea, sau care este răspunsul privind acest subiect. Mulțumesc! După cum am precizat și mai devreme, ați văzut în toate schemele pe care le-am elaborat pentru perioada următoare, alocăm sume pe fiecare tehnologie, pentru toate tehnologiile regenerabile. Și energia hidro reprezintă o sursă importantă de energie regenerabilă și totodată mult mai stabilă decât celelalte surse de energie regenerabile. Cu siguranță luăm în calcul, analizăm toate aspectele, toate proiectele pe care le putem depune pentru a crește producția din surse regenerabile și totodată trebuie să ne uităm și la timingul necesar implementării acestor proiecte. Știm că este sfârșitul anului 2026 și trebuie să vedem dacă avem proiecte care se află într-un anumit stadiu de dezvoltare și care pot fi accelerate pentru a putea beneficia de acele volume care le vor genera pentru a putea intra mai rapid în piață. Analizăm toate aceste aspecte și cu siguranță vom propune în acest plan cele mai optime investiții din punct de vedere al rezilienței, stabilității sistemului energetic național, al timpului de implementare și totodată al volumului generat. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mai aveam o întrebare aici în față. Mulțumesc! Numele meu este Bucur Robin, sunt tânăr ambasador european din cadrul proiectului EU Neighbors East, din cadrul Directoratului General pentru Neighborhood and Enlargement Negotiations din cadrul Comisiei Europene. Am o întrebare privind ce pot face tinerii pentru a ajuta cu Repower EU și dacă există cumva planuri pentru youth involvement privind Repower EU, The Green Deal și așa mai departe. Eu ce pot să vă spun doar de aspectul de partea de la Ministerul Energiei, cu siguranță suntem în contact cu, așa cum am precizat și mai devreme, cu toate organizațiile și profesionale și cu toate celelalte organizații non-profit care activează în România. Colegii mei, inclusiv eu, participăm la întâlniri, ne întâlnim și toate aspectele, observațiile, comentariile sau sugestiile care vin și sunt transmise Ministerului Energiei, vă asigur că sunt analizate, centralizate și o mare parte dintre ele sunt și implementate în strategiile și în apelurile de proiecte pe care le dezvoltăm. Deci este foarte important ca să avem acest feedback, este foarte important și lucrurile acestea pot să vă asigur că sunt făcute de colegii tineri de vârsta dumneavoastră care trebuie să dezvolte și să pregătească pentru viitor tot acest sistem și tot această dezvoltare de utilizare mai eficientă și a resurselor interne și tot aplicarea în tot lanțul valoric. Asta este foarte, foarte important.
Mulțumesc. Mulțumesc. Niculescu. Știu că... Cred că în momentul de față, dacă pot să spun așa, mama crizelor la nivel european este criza de leadership. Cel mai important lucru pe care îl puteți face, deci peste criza energetică, peste criza sanitară, peste criza economică, peste criza de securitate, este criza de leadership. Cel mai important lucru pe care îl puteți face este să vă implicați. Este nevoie mai mult ca oricând de o rebranduire a politicii europene sau a partidelor politice europene și de atragere de tineri în toate partidele. Deci nu ezitați să vă implicați, pentru că este nevoie și în România și la nivel european de voi mai mult ca oricând. Mulțumesc foarte mult, Răzvan. Este un mesaj pentru toți cei prezenți în sală. Am adresat această invitație și către studenții masteranzii de la afaceri europene și relații internaționale, pentru că zona de energie deja depășește pragul tehnic, este mult peste, este legătura dintre politică, economie, securitate și așa mai departe, așa că ni s-a părut că este foarte important ca și ei să participe. O altă parte ne urmăresc acum online. Mai aveam o întrebare în spate și cu părere de rău, dar aceasta este ultima. Dacă mai este cineva care mai dorește să adauge ceva, acum este momentul, după care ne pregătim de încheierea și concluziile dezbaterii. Vă rog. Da, în primul rând vă felicit pentru organizare. E un lucru foarte bun să avem ocazia să discutăm pe aceste teme. Două întrebări care sper să fie scurte. Numele și prosumator. Organizația, pentru că nu știm de unde veniți. Poftim? Numele și organizația, vă rog. Nu, sunt un simplu cetățean interesat și care lucrez oarecum în domeniu. Primul lucru legat de prosumatori. Vă spun sincer, ce am auzit aici sună foarte bine, dar în viața reală merge foarte greu. Este foarte greu să primești autorizarea, nu numai de la AFM, dar și ulterior să te conectezi la rețea. Nu mai spun că în zona Bucureștiului, operatorul care întârzie luni de zile ca să te conecteze la rețea, tocmai a anunțat că și intenționează să plece din România. Deci situația nu este deloc roză. Sunt o mulțime de oameni care au investit, ca să nu treacă prin toate aceste probleme, au investit 100% banii lor. Ce vreau să vă întreb concret? Există măsuri specifice pe care le aveți în vedere pentru stocarea energiei și pentru a încuraja oamenii să stocheze energie? Pentru că instalațiile solare vor produce toate odată cantități mari de energie, nu la orele de vârf, când consumi. Deci asta ar fi prima întrebare. Și o măsură pentru asta ar fi tariful, nici nu știu care e denumirea corectă, diferențiat sau dinamic. Eu nu am văzut nimic concret în acest domeniu, pentru că un tarif dinamic, așa cum se întâmplă în multe țări din lume, va încuraja sisteme de stocare, care în momentul de față sunt foarte variate. Lacul din Elveția, hidrogen, pietre încălzite, nisip încălzit și așa mai departe. Deci există foarte multe proiecte pilot. Cred că toate astea se bazează pe un tarif diferențiat, care să-ți permită să stochezi când este energie ieftină și să o dai în orele de vârf ca să îmbunătățești și situația sistemului. Și a doua întrebare, revin la ce a întrebat mai devreme doamna de la G4 Media, circulă zvonul că acele hidrocentrale sunt niște proiecte vechi, este o ordonanță de urgență care face să se meargă pe repede înainte cu normele de mediu pentru a încuraja niște proiecte vechi. Este o ordonanță de urgență care se referă la 10 hidrocentrale. Vreau să vă întreb dacă aveți cunoștință de asta și în special pe domnul Niculescu, dacă are vreo părere despre acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc de întrebare. Partea de stocare, am precizat la început, este lansat apelul de proiecte pentru stocarea energiei. Sunt peste 115 milioane de euro pentru stocare. Precizarea că nu ne adresăm consumatorilor casnici, ne adresăm în special consumatorilor industriali și persoanelor juridice și inclusiv operatorilor de rețea, care pot depune aplicații pentru realizarea acestor capacități de stocare. În strategia energetică, în Planul Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice, inclusiv în ceea ce se revizuiește la acest plan în acest moment, urmărim toate capacitățile de stocare, inclusiv stocarea în hidro, în unități de acumulare prin pompaj.
inclusiv închiderea unor proiecte importante care au fost demarate și la care s-au făcut investiții și unde lipsește, de exemplu, probabil ultima verigă. Vă dau un exemplu aici doar la râul Olt, unde au fost instalate turbine reversibile, ceea ce înseamnă o stocare a energiei. Urmărim partea de hidrogen, așa cum v-am spus, avem partea de hidrogen în analiză. Sperăm ca să putem semna săptămâna viitoare primele contracte pentru producția de hidrogen verde, ceea ce este foarte, foarte important. Desigur, acest hidrogen va duce la decarbonarea în principal a industriei chimice, industriei fertilizatorilor, probabil la transporturilor în prima fază, urmând ca în a doua etapă să fie folosită când va deveni și economică și va veni din punct de vedere comercial, va face sens să fie folosit pentru producția energiei. Ce aș mai putea să vă spun? Deci toate lucrurile astea le avem în vedere. Partea de stocaj a fost lansată pe Planul Național de Redresare și Reziliență. Urmează măsurile din fondul pentru modernizare. Urmează și acolo să avem apeluri de proiecte pentru partea de stocare a energiei și, așa cum v-am spus, urmărim toate tehnologiile de stocare, știu despre ce a spus, analizăm, știm de proiectul pus în funcțiune la Berlin, care folosește acumularea termică, deci vă asigur că colegii mei sunt la curent cu toate tehnologiile și nu eliminăm tehnologii din acest punct de vedere. Chiar. Tariful diferențiat nu-l face Ministerul Energiei. Nu există nicio barieră în acest moment în piață ca un furnizor să vină și să propună tarife diferențiate. La fel cum nu este nicio barieră în care să vină și să demonstreze certificat cu trasabilitate că furnizează energie verde. Și v-aș aduce aminte că primul produs dezvoltat în această privință a fost prin 2014, certificat internațional la nivelul României. Deci nu există nicio barieră. Au existat înainte diverse tarife, dar piața le-a dus către un tarif monom. Consider că poate ar fi momentul în acest acum ca furnizorii să revină și să dezvolte produse pe care să le ofere consumatorilor pentru a avea tarife diferențiate în funcție de zona de consum. Este foarte important. Deci nu există nicio barieră legislativă în acest moment ca aceste tarife, aceste produse să fie lansate în piață de către furnizori, către consumatorii finali. Nu există o barieră. Sincer, nu știu dacă operatorii de distribuție au vreun interes să facă asta. Dumneavoastră spuneți nu că pot să fac... Nu operatorii de distribuție, scuzați-mă că vă contrazic, nu operatorii de distribuție. M-am referit la furnizori. Nici ei nu știu dacă au interesul. Cred că e o problemă de sistem și ar trebui statul să intervină pentru nu, a impune aceste... Nu, e o problemă de business al lor pentru a-și dezvolta capacitatea economică și a putea atrage consumatori, oferindu-le niște prețuri dinamice și ajutându-i în acest fel să-și reducă factura, costul cu energia. Îndrumându-i în acest punct în această direcție. Cred că este responsabilitatea fiecărui furnizor dacă dorește să rămână în piață și să dezvolte cota de piață pe care o deține. Mulțumesc, domnule Noghi. Aș dori să completez aici, pentru că tarifele, până la urmă, sunt în responsabilitatea autorității. Tarifele de distribuție, atât la energie electrică, cât și la gaze naturale, de fapt și cele de transport, sunt stabilite pe anual, dar avem niște perioade mai lungi de perioade de reglementare sunt numite. La energie electrică, anul 2023 va fi ultimul an din actuala perioadă de reglementare. Deci la 1 ianuarie 2024 începem o nouă perioadă de reglementare de 5 ani. Noi deja am demarat discuțiile cu operatorii legat de principiile pentru perioada de reglementare care începe la 2024. Și chiar am avut în dezbatere publică un document care reprezintă principiile stabilirii tarifelor binom și pot să spun că deja s-a luat decizia ca începând cu 1 ianuarie 2024 să existe tarife binom la energie electrică. Am dezbătut deja primul document, principiile privind tarifele binom.
urmează să fie aprobat în Comitetul Reglementare. Nu exclud că anul acesta să se întâmple acest lucru sau, dacă nu, atunci în prima parte a anului 2023, poate chiar în ianuarie. Tarifele binom înseamnă un tarif fix pentru capacitatea folosită de fiecare sau rezervată de fiecare, respectiv tarife aplicate pentru fiecare kilowattoră sau megawattoră folosită. Este exact ceea ce este nevoie pentru o utilizare responsabilă a rețelei, atât din partea producătorilor, cât și din partea consumatorilor. Deci lucrurile se întâmplă, dar asta presupune, pe de o parte, reglementare care, cum am spus, este pe țeavă, vine, lucrăm la ea și discutăm și cu industria deja acest subiect, după care va fi nevoie de o adaptare la nivelul distribuțiilor și aplicarea acestora. Mulțumesc foarte mult, Răzvan. Deci era o întrebare despre hidrocentrale. Da. Da. Pentru a merge, cam așa sună de acolo, pe repede înainte cu reglementările de mediu, pentru că e o situație de securitate națională și trebuie să dăm drumul la acele 10 hidrocentrale. Bănuiesc că știți de ordonanță. Știu de subiect. Deci, ideea este în felul următor. Noi avem niște bani blocați în niște proiecte. Unele dintre ele sunt eficiente economic, altele nu sunt eficiente economic. Unele se pot face repede, altele se pot face mai greu. Unele se pot face cu costuri mici sau termina cu costuri mici, altele cu costuri mari. Din punctul meu de vedere, este prioritate zero pentru România să instaleze cât mai multă energie curată. Iar hidro este o energie curată. Deci, trebuie judecat caz după caz. Da. Trebuie acționat și trebuie ajutat ca lucrurile să se întâmple cât mai rapid. Este în interesul economiei, este în interesul consumatorilor, este în interesul țării. Despre avize, autorizații, nu discut pentru că nu am studii juridice. Dar sunt proiecte începute de zeci de ani, s-au schimbat autorizațiile, cum se autorizau, cum se făceau. Pe vremea, la Petrom sunt mii de sonde construite fără autorizație de construcție, pe vremea lui Ceaușescu. Deci sunt situații, e complicat din punct de vedere juridic, nu vreau să mă pronunț, dar dacă statul este hotărât și vrea să facă și poate să facă ceva ca aceste proiecte să se întâmple, nu pot să le spun decât felicitări, cât mai repede să se întâmple, să avem putere instalată mare, pentru că, repet, nu putem doar să închidem, să închidem, să închidem și să ne bazăm doar pe prosumatori care fac și ei ce pot. Mulțumesc mult! O să și încheiem dezbaterea de astăzi. E ultimul minut pentru invitații, cărora le mulțumesc. Și aș vrea să închei cu o concluzie pe această parte. 2026-2027, termene importante pentru România. Atingem sau nu țintele noi ca țară, Uniunea Europeană, măcar cu reducerea dependenței de importurile rusești. Și aș vrea aici să ne spuneți într-un minut fiecare dacă sunteți optimiști din această perspectivă. Răzvan, dacă a rămas microfonul la tine. Eu sunt optimist incurabil. Deci, repet, România are un potențial uriaș pe parte de energie regenerabilă, numărul 1 în Europa Centrală și de Est, în prezent, da? 24% energie regenerabilă din mixul energetic. Gândiți-vă că Olanda n-are 14%. N-are. Și-a ratat ținta pentru 2020. Olanda, țara mărilor de vânt. Noi suntem la 24%. Nu mai e nimeni în situația aceasta în regiune. Vom fi peste 35% în 2030. Cred că vom fi aproape de 40% cu energie regenerabilă. Emisii campioni la emisii per capita, eficiență energetică, chiar dacă mai mult de îmbunătățit, totuși la indicatori eficiență energetică per capita, iar stăm bine. Deci avem un potențial foarte mult. Dumnezeu ne-a dat mult. Acum depinde de noi să nu ne batem joc de acest potențial și eu sunt optimist că nu o să ne batem joc. Iar România, în acest domeniu energetic, va fi un pilon de siguranță în regiunea central-est-europeană. Mulțumesc mult!
Și eu sunt absolut optimist că nu vor fi probleme în atingerea țintelor. Pentru România, sincer vă spun, eu cred că și ținte mult mai îndrăznețe ar fi relativ ușor de atins. Nu știu cum să vă explic, ca dacă toți suntem la capitolul campionat mondial de fotbal, poate din fotbal un exemplu. Țintele stabilite pentru România în acest moment sunt la fel de ușor de atins cum ar fi pentru Real Madrid să bată o echipă din divizia C din România. Ne trebuie provocări mai serioase. Atât de optimist, mulțumesc! Da, mă alătur și eu colegilor, sunt și eu foarte optimistă. În primul rând vom reuși să eliminăm dependența de Rusia, pentru că și Rusia ne ajută în acest sens, ei taie furnizările de gaz în special către Europa, iar în privința țintelor pentru energia regenerabilă, da, avem până acum ținta până în 2030, 30,7, va fi revizuită în sus, poate, nu știu, 30,4, iar în Repower EU se vorbește și de ținte de 40 până la 45, până la 45%. Agenția Internațională a Energiei spunea în evaluările lor că vârful de demand, de consum de energie fosilă va fi atins în această decadă. Deci el va începe să scadă în perioada următoare, deci creșterea energiei regenerabile este previzionată și la nivel global, nu numai la nivel european. Deci, optimism. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să spun, înainte de dacă sunt optimist, pesimist sau realist, aș vrea să spun că 68% din energia care se produce astăzi în România este fără emisii, ceea ce este foarte important. Nu știu care țară europeană mai realizează în afara țărilor nordice, mai are un grad așa de mare. Deci sunt optimist că ne vom atinge țintele și sunt optimist din faptul că ne asumăm ceea ce am făcut până acum și din punct de vedere al strategiilor, al demarării strategiilor pe hidrogen, pe eolian offshore, pe simplificarea procedurilor de conectare, pe transpunerea directivelor europene și a regulamentelor europene și totodată pe asumarea pe care colectivul de la Ministerul Energiei și-o face pentru finanțarea acestor investiții și totodată finalizarea unor investiții. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc foarte mult, domnule Dan Drăgan, vă mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru interes, pentru timp. Îi salutăm pe cei care ne-au urmărit online, vă mulțumim. Nu am mai avut neapărat timp să vedem dacă sunt întrebări și acolo, dar fără îndoială că vom mai avea ocazia să discutăm acest subiect, criza energetică și provocările legate de securitatea energetică a Uniunii Europene și de Repower vor mai fi pe agenda publică. Noi sperăm să contribuim la a le pune cât mai sus. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, pentru audiență. Ne revedem cu alte dezbateri europene. Toate cele bune, să aveți o zi frumoasă în continuare.